ziua, dragi prieteni! Eu sunt Veronica Sirețeanu și împreună cu colegul meu, Iurie Cicibaba, continuăm să vă familiarizăm cu tot ceea ce înseamnă finanțele publice, felul în care acestea ar urma să fie înțelese, împreună în acest podcast al finanțelor publice, FinEDU Podcast. Acest produs este realizat de către Asociația Obștească FinEDU în colaborare cu Ministerul Finanțelor, cu suportul Camerei Americane de Comerț din Moldova și a partenerilor media privesc.eu și publicația periodică Monitorul Fiscam.d. Să ne aducem un picuț aminte despre ceea ce a fost în ediția precedentă. În ediția precedentă am vorbit mai mult despre tot ceea ce înseamnă finanțele publice locale, am încercat să înțelegem mai bine ce sunt ele și cu ce se mănâncă, cum anume se formează bugetele locale și cum se realizează. Înainte de asta am vorbit despre sistemul finanțelor publice la general, pentru ca ușor-ușor să ajungem să discutăm deja despre ce interesează mai particular, mai multă lume. Astăzi, cu ajutorul invitatului nostru, noi o să vorbim despre cele două componente majore ale utilizării bugetului public național. Prima componentă, salarizarea bugetarilor și cine sunt bugetarii, și al doilea componentă, procurării, care sunt efectuate de către instituții publice, inclusiv cele pentru dezvoltarea infrastructurii. O să discutăm din perspectiva dacă există reguli care majoreze nivelul de eficiență și anume de eficacitate al utilizării banilor publici, dar și ce instrumente și mecanisme de utilizare corectă a banilor publici există. Despre a treia componentă majoră a cheltuielilor publice, investiții capitale, vom vorbi într-o altă ediție a podcastului. Pentru a afla mai multe despre tot ceea ce înseamnă finanțele publice și de ce nu, pentru a împărtăși cu prietenii dumneavoastră cele cunoștințe pe care o să reușiți să le acumulați, noi vă încurajăm să dați un like și un share la acele episoade a podcastului pe care le credeți cele mai informative și interesante și care ați vrea să ajungă la cât mai multă lume. Și nu uitați că puteți să abordați întrebările la episoadele pe care le-ați văzut sau care le anunțăm noi că ar urma să vină și pe care noi neapărat o să încercăm să le acoperim în episoadele ce urmează. Astăzi avem un invitat special, este vorba de ministrul finanțelor, Petru Rotaru, care are o experiență vastă atât în sectorul public cât și în sectorul corporativ și tot ceea ce înseamnă cheltuielile publice le-a văzut din ambele părți. Bine v-am găsit la emisiunea noastră! Mulțumesc pentru invitație și mă bucur că există așa un format de discuții în care discutăm așa un pic mai neformal despre probleme, zic eu, destul de importante și pe înțelesul oamenilor care ne privesc. Mulțumesc mult și zic să începem deodată cu un subiect care este foarte discutat atunci când vorbești despre cheltuielile publice. El este unul un pic de simplu pe atât de complicat. Cine decide cum să cheltuie banii publici? Este ministrul finanțelor persoana principală care face această decizie sau trebuie să știm un pic mai multe despre asta decât credem noi? Probabil că Ministerul de Finanțe, de fapt, în acest proces are un rol, în primul rând, tehnic. Asta trebuie să menționăm, dar, de fapt, cine decide? Cei care aprobă bugetul. Și este important să spunem că aici Parlamentul, Guvernul pregătește Ministerul de Finanțe și după aceea Guvernul emite Parlamentul acel proiect de buget și reșind din, să spunem, propuneri pe care le face Guvernul sau Ministerul de Finanțe prin Guvern, sunt transmise în Parlament și atunci noi avem acele două lecturi în care se discută foarte intens despre buget, despre deficit, despre cheltuieli, despre venituri, volumul acestora. Și în aceste două lecturi mai există spațiu de a ajusta anumite lucruri și, de fapt, în ultimă instanță, cei care decid este Parlament sau cine decide este Parlamentul prin exprimarea votului pentru bugetul sau pentru proiectul de buget pe care îl prezintă Guvernul în Parlament. Și este un proces, zic eu, complex, destul de cu foarte, foarte multe detalizări pe care noi le transmitem de la Ministerul de Finanțe și am trecut și eu acest examen de curând, spun în decembrie. Nu este unul deloc ușor, vreau să vă spun din propria mea experiență. Am mai avut bugete, dar nu așa, de așa o învergură
și cu foarte mulți actori implicați în acest proces și foarte, foarte diferit. Că vorbim de sănătate, vorbim de educație, vorbim de construcția drumurilor. Sunt spectruri de cheltuieli diferite și asta este foarte important. Instituții implicate foarte diferite. Și pentru noi ca minister este o provocare până la urmă, pentru că trebuie să pătrunzi în esența fiecărui tip de cheltuială, să analizezi bugetul în perspectiva factorilor și ține de optimizare, de eficientizare și atunci, de fapt, avem colegi care sunt specializați pe sectoare, analizează sectorul în parte, se discută cu ministerile de ramură și respectiv se propune acel proiect de buget, unul care derivă și din cadrul bugetar pe termen mediu. Și iată, aici este toată munca Ministerului Finanță și cumva se creează percepția asta că Ministerul de Finanță decide, pentru că noi, de fapt, pentru fiecare tip de cheltuială încercăm să pătrunim, în esență, să negociem până la urmă, pentru că noi știm că nu există în lumea modernă resurse nelimitate, ele toate sunt limitate și din asta trebuie să ne încadrăm în acel deficit, în acel spațiu fiscal, ca să avem și cheltuieli, să le prioritizăm și împreună reușim cu colegii din Ministerul de Ramură să închegăm acest buget, să-l propunem guvernului spre dezbateri și respectiv în Parlament și pe dezbateri publici. Anul ăsta, în 2020, l-am aprobat în decembrie. Vreau să-mi fac mie o promisiune, astfel încât să creez, să-i spunem, un soi de așteptare, responsabilitate și în cadrul instituției pe care o conduc, să avem acel buget cel puțin în decembrie, să nu-l avem în decembrie, să-l avem în octombrie, astfel încât să intrăm în acel calendar bugetar propriu-zis, să revenim la normalitate. Și dumneavoastră, în calitate de ministru anterior, ați creat un precedent, zic eu, foarte bun, în sensul în care am aprobat politica fiscală în iulie. Încercăm să ținem acest trend în iulie pentru politica fiscală, nu doar încercăm, dar noi am demarat toate procedurile, se ține și de cadrul bugetar pe termen mediu și de a consulta opinia în ceea ce privește propuneri pentru politica fiscală și vamală, astfel încât suntem în calendar ca în iulie să avem și rectificarea și politica fiscală și vamală și în octombrie să venim cu bugetul. Sunt foarte mulți factori implicați aici, trebuie să înțelegem, pentru că noi vorbim nu doar de executiv, vorbim de părți de interesate, mediul de afaceri, societatea civilă, experți în domeniu și vrem ca să fie toți consultați, să avem un proces de dezbateri larg, totodată să fie și reprezentativ, astfel încât în iulie să avem aprobat, nu un scop în sine doar să aprobăm, dar să avem și tot procesul asigurat ca să aprobăm în iulie și respectiv în octombrie pentru a crea o predictibilitate, pentru că am înțeles un lucru foarte simplu care este la fel și foarte complicat în ceea ce privește relația cu mediul de business, pentru că noi trebuie să fim ca instituții puci predictibili pentru ei, pentru că este foarte complicat să-ți aprobi un buget de cheltuieli și devine pentru anul următor neștiind care o să fie politicile statului în domeniul fiscal, în domeniul vamal. Elementar nu știi care sunt prioritățile de cheltuieli publici pe care își le pune în vizor prin buget guvernul. Pentru că sunt domenii diferite, de exemplu, construcții, dezvoltări IT și atunci să uite pe care sunt priorități, atunci se pregătesc și mai bine pentru anul bugetar ulterior. Dacă ar fi să fac o concluzie aici, eu, de exemplu, aș zice că ministrul de finanțe e un fel de director financiar în cadrul unei companii. Exact. În linii mari, nu directorul financiar setează regulile, dar are niște reguli de care se conduce și încearcă să realizeze acea viziune pe care o are directorul sau board-ul, da, consiliul de administrație a companiei pentru a atinge scopurile care trebuie să le atingă. Respectiv, decizia despre cheltuirea banilor publici nu este realizată la nivelul Ministerului de Finanțe, dar Ministerul de Finanțe și are cuvântul lui de spus în acest proces, ca și un director financiar într-o companie, ca să fie mai simplu. Dacă să facem analogie, hai să spunem așa, comparativ public-privat sau corporativ, am spune că director financiar, avem guvernul ca un consiliu de administrare în care se discută prioritățile și se duce la adunarea generală spre aprobare și iată, noi mergem în Parlament, la adunare, adică forul suprem în care noi propunem un proiect de buget și sigur că există spațiu de manevră în care se mai ajustează anumite
cheltuieli elementare, anumite priorități sau să mai adaugă anumite priorități reșind din spațiul pe care noi îl avem la dispoziție, spațiul fiscal. De acord. Și atunci noi suntem în rolul în care noi vorbim despre cheltuieli publice și noi avem norocul să fim toți trei din serviciu financiar cumva conectați cu respectivul domeniu, dar poate ar fi cazul să încercăm să explicăm cât se poate de simplu, de fapt, ce intră în aceste cheltuieli publice, că pentru realizarea acestor cheltuieli publice noi vorbim despre politicile de venituri despre care ați menționat un pic mai devreme, dar ce ar intra aici? Noi despre ce fel de cheltuieli vorbim? Noi vorbim despre exclusiv despre educație, sănătate sau chestii care fiecare din noi le simte sau noi vorbim despre altceva, ca să încercăm să explicăm cât mai clar celor care ne ascultă și ne privesc despre ce este acoperit de acest domeniu, cheltuieli publice. Haideți să fim sinceri, cheltuielile publice acoperă practic tot spectrul de cheltuieli care există și pe care poate să le asumi un buget. Și o să începem, într-adevăr, de la educație, sănătate, reparații, drumuri, întreținerea drumurilor, apărare națională, ordine publică. Practic este tot ce astăzi ne înconjoară și prin obligațiile pe care le are statul să le garanteze tipul de servicii, le face și le face într-o manieră în care cu cheltuieli minime să avem efect maxim. Nu întotdeauna reușește, dar asta este scopul, pentru că raționalizarea și optimizarea cheltuielilor publice trebuie să ghideze orice instituții, inclusiv și noi ca minister, suntem orientați spre a optimiza și a analiza anumite tipuri de cheltuieli. Ne propunem chiar anul ăsta să avem o analiză a bugetului asigurării sociale, să vedem cum să cheltuie banii, dacă sunt, să spunem, domenii sau compartimente de cheltuieli care pot fi optimizate sau raționalizate, că pentru este foarte important ca cheltuielile publice care sunt orientate pentru domenii prioritare sau pentru domenii în general trebuie să fie să atingă țelul, asta e prima, și doi, trebuie să fie utilizate eficient și rațional. Și iată, am început de la până la cultură sau sunt toate, practic tot ce azi implică domeniul, nu doar public, dar și privat, vorbim că noi avem salariu în toate domeniile, practic sunt, vorbim de medicină, de spectru de la, să spunem, consultații până la operații complexe care sunt garantate prin Fondul Obligatoriu de Asistență Medicală. Practic este tot ce ne înconjoară astăzi. Dacă o să analizăm, ieșim în stradă, iluminatul public elementar, întreținerea spațiilor verzi, sunt, și vorbim de finanțare atât din bugetul de stat, cât din bugetul autorități publice locale, de fapt tot sunt în partea bugetului public național și sunt cheltuieli publice. Și aici eu aș vrea și aici să fac o concluzie. De fapt, cheltuielile publice sunt acele investiții care sunt făcute pentru ca să se asigure un trai decent pentru toți cei care fac parte dintr-o societate. Că de fapt noi ne plătim impozitele anume pentru ca să ne asigurăm că trăim într-o țară care ne oferă acele condiții în care să ne simțim bine la noi acasă. Și atunci exact asta se realizează prin spectrul de cheltuieli pe care noi le realizăm la nivel de stat. Dacă am înțeles eu corect mesajul... Da, exact. Și am spus, ieșim în stradă și ne uităm tot ce ne încoșă, iluminat public, întrețineri, transport public cu compensare anumitor, să spunem, coeficient de tarifare. Sunt extrem de amplu și de vast domeniul de cheltuieli publice. Deci, dumneavoastră ați vorbit mai mult despre cheltuieli funcționale. Pentru ce medicină, totodată este și o clasificare economică, aceiași cheltuieli se divizează în trei componente cele majore. Asta e salarizare, cum dumneavoastră ați spus, a bugetarilor, procurări serviciilor, lucrărilor și produselor pentru aceiași spații versuri pentru construcția drumurilor și investiții în infrastructură, da, investiții capitale. Dacă o să vorbim despre salarizare, această componentă majoră, noi înțelegem că statistica spune că în Republica Moldova sunt peste 200, aproape 200 mii de bugetari, din total 800 mii de angajați total pe economie.
Și prima mea întrebare, bugetari și funcționari publici, este aceeași definiție, au aceeași definiție, aceiași oameni, ori nu, ori este careva diferență din acestea? E lucrul foarte simplu. Toți cei care sunt finanțați din bugetul din buget sunt bugetari. Dacă vorbim de funcționari publici, este o categorie aparte, care sunt limitați de legea 158 și respectiv au anumite, să spunem, este un pic mai detaliat atribuțiilor. Pentru că noi vorbim și de personal auxiliar care este finanțat din buget, dar toți sunt bugetari. Dar aici este o tagmă care activează în baza legii 158. Dacă o să vorbim de, în general, de bugetari, da, cum a spus dumneavoastră, în jur de 188.000 sunt destul de mulți, de fapt, și bugetul alocat pentru, vorbim de bugetul public național, sunt undeva aproape 28 de miliarde de lei, este o sumă la fel de, să-i spunem, voluminoasă, dacă vorbim de ponderea în buget, e cam 30%, este un pic peste 6% din PIB, dacă nu greșesc. Da. Este o sumă destul de mare și respectiv, de fapt, prin aceste cheltuieli, de fapt, se prestează anumite servicii publice și este important ca și salarizarea în domeniul public să fie una pe măsură, să fie atractivă, pentru că noi înțelegem foarte mult că avem acea concurență cu domeniul corporativ pe anumite domenii cheie, unde, să spunem, migrarea potențialului uman merge din domeniul public către domeniul privat și, din păcate, încă mai simțim acea penurie de cadre în domeniul public. Chiar dacă vorbesc de Ministerul de Finanțe, noi avem cam 30%, suntem în permanent publicare de anunțuri, concursuri pentru participare. Vin foarte mulți candidați, dar trebuie să înțelegem că și nivelul de cunoaștere este unul specific pentru Ministerul de Finanțe. Și aici, în contextul în care suntem în faza activă și s-a deschis negocierile și avem screening-ul și trebuie cunoștințe specifice pe domeniul de fiscalitate, domeniul financiar, domeniul de, să spunem, activitate sau prestări în serviciu VAMAL sau în țin de cod VAMAL, sunt domenii extrem achiziții publice, sunt domenii extrem de specifice și necesită cunoștințe temenice și încercăm să coaptăm personal calificat. Ni reușește pe domenii, avem și, să spunem, exemple bune în care colegii noștri au venit, colegii la concurs și s-au încadrat și contribuie și ne ajută, dar încă mai avem, și nu doar Ministerul de Finanțe, vorbim de multe, să vorbim de domeniul public în care există acea penurie de cadre și trebuie să înțelegem că acum, în faza activă de deschiderea negocierilor, se necesită foarte multă expertiză și trebuie să facem față. De exemplu, dumneavoastră cunoașteți la Ministerul de Finanțe, doar noi trebuie să transpunem cam 1700 de acte. Este extrem de mult și extrem de vast, dar trebuie să înțelegem că noi, prin, de multe ori, prin euforie, prin spiritul ăsta de a schimba ceva în țara asta, de fapt, pe mine asta mă motivează să mișcăm lucrurile înainte și sper ca cât mai mulți să fie partaj acestei, să spun, mod de un manifest prin care împreună să reușim să aducem Europa acasă, să transpunem acel IQ comunitar și nu doar să-l transpunem, să-l transpunem în viață, să-l implementăm astfel încât să avem acel nivel de trai la care toți ținem și, de fapt, să avem o viață sau niște servicii elementare publice mult mai calitativ, un nivel de trai mult mai înalt, dar asta înseamnă efort, asta înseamnă muncă și domeniul public de multe ori nu că este subestimat, dar sunt anumite stereotipuri, din păcate, dar chiar vorbesc cu colegii din cadrul Ministerului și dăruirea care când vii la 7-8 țară și trebuie a doua zi să ai rapoartele și în procesul de bugetare, nu poți să spui că nu să muncești, să muncești foarte mult, dar v-am spus că în continuare trebuie să muncim și trebuie să ne optimizăm și procesul, să ne îmbunătățim, să fim mai buni, astfel încât să fim mult mai eficienți și mai buni în domeniu. Și nu vorbesc doar de Ministerul de Finanțe, vorbim de tot domeniul public, de angajații din domeniul public și respectiv cu siguranță trebuie să muncim la ce, să optimizăm procesele, să digitalizăm foarte multe procese, astfel încât munca noastră fie mult mai productivă,
dar și vedem că domeniul privat se mișcă, întotdeauna este un pas înainte, este un motor de a stimula, să spunem, ca și domeniul public să răspundă provocărilor și realităților, dar sunt și exemple bune în care domeniul public se mișcă destul de rapid și domeniul privat trebuie să ajusteze la anumite modificări pe care noi le promovăm în domeniul public. Este un soi de contrabalanță în care noi încercăm să echilibrăm astfel încât să răspundem așteptărilor. Dar politica în domeniul salarizării este dusă de Ministerul Finanțelor. Exact. Noi suntem instituția responsabilă. Și atunci când vorbim despre politica în domeniul salarizării, există, cel puțin în spațiu public, tot auzim, se vehiculează despre sistemul unic de salarizare și a devenit cumva foarte popular subiectul ăsta atunci când s-a vorbit despre anumite elemente de salarizare la autorități locale, autorități centrale. Acest sistem unic de salarizare este un lucru bun, este un lucru care credeți că ar mai trebui de lucrat la el, este un lucru care este rău de tot și trebuie rescris din nou, adică din punctul dumneavoastră de vedere, pe dimensiunea de salarizare, ce ar trebui sau cum ar trebui regândit acest sistem în felul în care să realizeze acele scopuri despre care ați vorbit dumneavoastră un pic mai devreme? Cu siguranță, legea cu privire la salarizare unică, sistem unic de salarizare în domeniul public, este o soluție care este aplicată acum. Întotdeauna nu există soluție ideală sau nu există o formulă ideală care poate fi aplicată și a răspunde tuturor provocărilor și problemelor. Dar noi acum încercăm, pentru că valoarea de referință este un instrument prin care noi promovăm modificările de salariu și conceptul a fost ca prin valoarea de referință să poți gestiona majorările de salariu, respectiv complexitatea fiecărei funcții a fost analizată și s-au propus după nivelul gradul de salarizare sau complexitatea funcției după clasele de salarizare. Acum noi încercăm să analizăm de fapt prin prisma complexității funcțiilor care există în domeniul public, să vedem dacă ele corespund, să-i spunem, cu ceea ce a fost inclus în lege, pentru că se schimbă la o etapă și funcții se schimbă și complexitatea proceselor care sunt în responsabilitatea unei funcții. Este primul aspect și doi, ne stădăm foarte mult să fie cât mai puțin clasă de valori de referință, pentru că noi pestițarea sau valori de referință foarte pestițe distorsionăm însăși acest proces. Nu mai este unic. Nu mai este unic, exact. Și atunci, prin valorile de referință, încercăm să uniformizăm, adică să dispară valori de referință. Anul ăsta a fost un prim pas în care noi am scăpat de foarte multe valori de referință mărunte, disproporționale. Asta este un aspect și noi muncim la acest, adică anul ăsta a fost un prim pas în politica, în legea bugetului pentru anul următor și în modificarea în 270, că trebuie să avem și acoperirea financiară, o să mai renunțăm, adică să mergem pe uniformizare, să micșurăm, pentru că sunt instituții care au în salariu ponderea variabilă, este cam 50% din totalul salariului și la fel este un lucru distorsionat în sensul în care angajatul nu știe că valoarea asta care este variabilă, ea poate fi într-o lună 10%, într-o lună poate fi 100%, într-o lună poate fi 60%, și asta tot nu... Dar trebuie să existe acea valoare, parte variabilă prin care angajatorul stimulează inițiativa, stimulează anumite, să spunem, lucruri sau realizări ale angajatului, dar ea nu trebuie să aibă pondere de 50% din total 100% pe care le are angajatul. Și atunci ar fi așa, că dumneavoastră ați folosit mai multe noțiuni, mai mulți termeni, și eu de fiecare dată prefer noi un pic să dezvoltăm și o să încerc să explic eu cum am înțeles și să-mi ziceți dacă am înțeles corect. În dependență de cât este de complicat o funcție sau alta, i s-a acordat o anumită valoare de referință. Care, și clasă de salarizare. Acum, da. Clasă. În dependență de evoluția persoanei nemijlocite, se formează o matrice
care are atât evoluție pe o axă, cât și pe alte axă, în dependență de natura lucrului pe care îl prestează acel funcționar public. Și anume, din cauza asta, există diferențe între, chiar dacă e sistem unic de salarizare, există diferențe între salariul pe care îl ia, să zicem, cineva care se află în eșantionul superior din această clasă, și cei care se află în eșantionul inferior, cei ce ar însemna că responsabilitățile lor, gradul de servicii pe care le prestează și multe, multe altele sunt diferite. Exact. Asta era, de fapt, confuzia, că pe de o parte noi vorbim despre sistem unic de salarizare, pe de altă parte noi avem discrepanțele despre care se tot vorbește că ele există. Dar aici aș mai vrea încă o chestie să o cumva să turnăm lumină peste ea. Ține de aceea că sistemul unic de salarizare nu lucrează pentru toți bugetarii. Sunt autorități care se află la un regim special în ceea ce ține de salarizare și poate ar fi bine și despre aceste autorități să menționăm un picuț. Da, cu siguranță sunt instituții sub control parlamentar, cu autonomie sau instituții independente, cum este Banca Națională, cum este Agenția Națională de Reglementare Energetică, ANRCT-ul. Sunt câteva instituții care prestează un soi de servicii sau au delegat o anumită responsabilitate, zic eu, specifică, în primul rând, cu un grad de responsabilitate înaltă și atunci pentru aceste, să spunem, instituții există un regim separat, sunt instituții la care își formează singur buget, respectiv nivelul de salarizare, sunt anumite criterii să nu fie mai mic decât media de pe ramură, pentru a putea coapta în aceste domenii specialiști avansat și vorbim chiar dacă vorbim de BNM, ne vorbim sector bancar sau supraveghere sistemului bancar, vă dați seama că există o concurență enormă a sectorului și atunci pentru a face față acest sector trebuie să ai un alt nivel de salarizare, pentru că atunci riști să nu fii, fiind cel care supraveghează, trebuie să ai și nivelul de pregătire a angajaților, dar și nivelul de salarizare trebuie să fii comparativ cu cel al sectorului. Exact același sector al reglementării energetice. Există domeniul de energie electrică, gaze, în care ei reglementează și atunci și nivelul de salarizare în aceste domenii este unul diferit decât respectiv. Trebuie să existe acest contraechilibru în care tu să ai suficient și resurse pentru mandatul pe care îl ai, să ai, și noi vorbim de resurse nu doar de bani, vorbim de resursa umană în primul rând, care să fie suficient de pregătită ca să poată îndeplini acele atribuții care ți-au fost delegate prin lege. Și atât aici trebuie să diferențiem asemenea, să spunem, domenii importante pe de o parte și pe de altă parte specifice care trebuie să răspundă cerințelor sectorului, să spunem așa. Eu am un vis. Visul meu este unul foarte simplu, că într-un moment al existenței noastre noi o să generăm suficiente venituri, astfel încât și cei care fac parte din sistemul unic de salarizare să se poată bucura de aceeași atitudine specială pe dimensiunea de salarizare, cum se întâmplă cu regulatorii noștri. Și aveți perfectă dreptate, ei sunt cei care sunt expuși unui risc sporit în ceea ce ține de deciziile pe care le iau și cei care sunt regulatori, desigur că au un tratament aparte. Cu toate că, știți cum, nu e destul de popular lucrul ăsta și întotdeauna este privit și de societate, în sensul în care salariile sunt mult mai mici în domeniu, dar eu întotdeauna mai bine spun lucrurilor pe nume, spun corect, pentru că sunt domenii cu risc sporit, cum ați spus, sunt domenii specifici și atunci trebuie să ai și personalul suficient de pregătit și trebuie să antrenezi personal calificat pe domeniu ca să poți răspunde acestor lucruri. Nu spun că în domeniul public nu trebuie să ai personal suficient de pregătit, dar noi acționăm într-un cadru mai general, dar aici sunt sectoare înguste și atunci trebuie să ne axăm exact pe domeniile specifice. La mine deja este o întrebare pur și simplu, micuță, tehnică și din curiozitate. Dar câți bugetarii primesc încă salarii în numerar? Urgata, noi am trecut azi. Integral, noi vorbim de... Poate să fie mai degrabă o excepție la regulă instituții din subordine foarte micuță, care, dar în general noi tot sistemul de salarizare îl avem
digitalizat și îl achităm pe card, adică vorbim de transferuri electronice și asta este un proces, eu zic, necesar, pentru că trebuie să vorbim de acea educație financiară, ca toți știi să utilizeze cardurile, să achite, să nu scoată, pentru că a fost etapa asta când... Numiți-l instrument de plată, că prestatorii serviciilor de plată da. Să fie supărați. Da, instrument, da. Când supuneau banii pe electronici, după asta erau scoși din bancomat și utilizați cash. Eu cred că încetșor noi o să ajungem ca să avem acel circuit a banilor unui electronic. Nimeni nu să spun, pun la îndoială și acest instrument alternativ, pentru că încetșor devine alternativ plata în numerare, instrument alternativ și de bază este plata electronică. Dar, cu siguranță, aici încă domeniul public, pentru că sunt bani, sunt condiții pentru că le transferăm prin card și nu există acea caserie, cum era, eu îți primești de salariu astăzi, mergem la caserie, toți pe listă de plată. În primul rând este foarte comod, pentru că asta e mult mai leger de făcut și, în al doilea rând, nu mai este o necesitate utilizarea numerarului. Și cred că și transparentizarea, cumva întotdeauna digitalizarea sau banii electronici pot fi mai ușor urmăriți în momentul în care ei sunt electronici decât atunci când ei sunt acordați fizic. Inclusiv și aceasta, dar eu vorbesc de administrare propriu-zis ca noi, ca instituții publice, să facem exercițiu, să achit salariul minister și trebuie să duci cu... Câți contabili trebuie să stai în ziua de achitare, da? Exact. Da, ca și contabil. Eu mi-amintesc la... Eu, salariul întotdeauna l-am primit pe card, dar amintesc când primeam bursa și era, nu era pe card, dar era în caserie la SEM. La SEM, da. Începem la etajul 3 în blocul A și mergeam azi de bursa și era de la oră până la oră, dacă nu era la... Și orând acolo, când se minte și eu asta. Salariați era, dar noi eram cei mei dornici, ce este munca. Și iată, cred că ultima, atunci, pentru ultima dată am remunerarea, nici nu remunerarea, era o bursă, dar era o remunerare pentru rezultatele noastre, o primeam în cash, dar după aceea încetșor s-a, pentru că eu spuneam într-un moment dat, eu și părinții am învățat să utilizez sistemele de plată electronice în achitarea facturilor, pentru că asta e mult mai ușor. Și deodată părea straniu, dar pe urmă s-au deprins, că nu știu, deodată eu o să-mi achit factura mea azi, nu o să-mi achit factura mea, adică era un soi de neclaritate sau, dar pe urmă e deprins și devine, să spunem, mod de viață și este mult mai leger, transparent. De multe ori, dacă mă întrebi dacă am 10 lei la mine, nu i-am, pentru că i-am picard, exact. Picard și mai ai anumite cheltuieli care implică, să spunem, doar cash în achitarea parcării sau ceva, care, din păcate, încă... Sperăm că e de gravă nici asta nu o să fie pe cash, da, adică ușor, exact. Ușor să trecem la digitalizare. Digitalizare și conectarea la monitorizarea electronică a vânzărilor tuturor aparatelor de casă, o să fie un circuit închis în care, de fapt, nu o să fie necesar să ai numerar. Apropo, dacă tot am vorbit despre componenta asta de salarizare, eu cred că noi ușor-ușor putem să migrăm la următoarea componentă, o componentă foarte dragă sufletului lui Iurie, cândva a avut foarte multă tangență cu domeniul respectiv. Vorbim despre... domeniul achizițiilor publice sau procurările care sunt făcute de bunuri și servicii de către autoritățile publice în executarea lucrurilor pe care îl face. Știm sigur că atunci când vorbești cu mediul de afaceri, în special cel care tranzacționează cu statul, de fapt unica modalitate prin care agenții economici au interes în lucrul statului sunt achizițiile publice, când toate celelalte cazuri doar urăsc că trebuie să plătească impozite și doar aici ei pot să-și ia ceva înapoi. Direct ca un agent economic înapoi. Totuși, noi știm că există niște reguli foarte stricte a modului în care asta se întâmplă. Nu poți, sau spuneți-mi dumneavoastră dacă poți, ca autoritate, să vii și să cumperi de exemplu, vezi că un anumit serviciu e foarte bun pentru
agenția pe care tu o conduci, tu te duci și cumperi serviciul celălalt. Sau chiar dacă ai bani în buget sau nu ai, că dacă ceva o să-ți compenseze. Sau cum are loc acest proces ca să înțeleagă toată lumea că, de fapt, procesul ăsta este cu mult mai complex decât pare la prima vedere, doar studiind legislația așa. Haideți să o să facem analogic cu domeniul privat și atunci o să înțelegem contextul. Dacă în domeniul privat proprietarul sau administratorul companiei decide să facă o procurare, el își face un studiu de piață, o lua decizia și o achiziționat. La noi este un pic, domeniul public este un pic mai rigid. În primul rând, pentru a avea drept să faci o anumită achiziție, trebuie să ai acoperire financiară. Adică tu trebuie să ai bani planificați în buget pentru asemenea tipuri de, să spunem, de materiale, de produse, de servicii. Asta e primul element care, la care trebuie să ai acoperire financiară. După aceea, tu trebuie să demarezi procedura de achiziție. În funcție de pragurile care sunt de valoarea tranzacției, poți să ai negocieri directe, poți să ai contract de valoare mică, poți să ai achiziții publică clasică. Iată, aici este cadrul care reglementează foarte clar cum tu trebuie să demarezi un proces de achiziționare, reșind din pragurile care sunt stabilite în legislație. Și cel mai important este că tot acest proces trebuie să fie, la bază trebuie să fie transparența. Pentru că, spun eu, am avut o experiență, pentru că anterior, fiind activând la Curtea de Conturi, noi am făcut un audit de sistem pe toate achizițiile publice, pe orizontală. Și ne-am uitat cât există în sistemul informațional achiziții publicate și vorbim de transparență și am constatat că doar 50% din toate achizițiile erau pe platformă de transparență, vorbim. Și acest contract de valoare mică la care entitățile de multe ori recurg și este segmentarea unei achiziții mai mari în contracte mai mici pentru a nu depăși plafonul, dar e interzis. A masca anumite, să spunem, contracte de valoare mică nu era un domeniu în transparentizare. Acum, practic, toate achizițiile trebuie să aibă acel principiu de transparență, dar ieșind din pragurile pe care le au, să aplică diferite, să spunem, mecanisme de achiziție. Și ce e important este că dacă vorbim de achiziția publică, ea are câteva etape și trebuie să analizăm. De la pregătirea propriu-zisă a procesului de achiziții, caietului de sarcini, după aceea demararea achiziției sau publicarea, după aceea, să spunem, așteptarea să primești oferte pentru tipul de servicii care sau vrei să-l achiziționezi sau material care vrei să-l achiziționezi, după aceea desemnarea persoanei sau companiei care este câștigătoare. Este acea procedură în care este Agenția Națională de Contestații, în care dacă un operator economic este lezat sau socotic este lezat într-un drept, are drept să, prin procedură extrajudiciară, adică nemergând în instanță să conteste acest contract sau atribuirea un contract la Agenția Națională de Contestații și după aceea respectiv se desemnează sau dacă nu este satisfăcut sau în sensul în care nu a fost agenția socoate cu procedura, pentru că se analizează procedura în sine dacă a fost respectate toate rigorile, îi se trebuie contractul și după aceea este monitorizarea contractului și realizarea contractului. Asta de fapt e un proces destul de complex. Și avem acele contracte multianuale, 3 ani de zile, care la fel se permit pentru investiții. Toți sunt monitorizați și important ca resursa care a fost alocată și ceea ce s-a stabilit în procesul de achiziții și atribuții și responsabilități trebuie să fie realizate, să avem închiderea unui ciclu de achiziționare de mărfuri, servicii sau investiții sau oricare alt tip de cheltuială care o entitate sau o entitate contractantă le necesită în acest proces. Zic eu că este un domeniu destul de vast, destul de complex. Noi acum am reformat Agenția Achiziției Publice pentru că este foarte important să avem și specialiști în domeniu, pentru că de multe ori anumite scăpări care se fac în procesul ăsta nu se fac cu rea voință, dar din necunoaștere și aici noi trebuie să ridicăm nivelul de cunoaștere a persoanelor care sunt implicate în grupul de lucru. La modul practic, încă instituțiile mai mari au o subdiviziune, are o persoană responsabilă, dar în instituțiile mici, de obicei,
se creează grupul ăsta de lucru privind achizițiile, directorul, contabilul, șef și încă o persoană. Un jurist, care de multe ori nu au tangență cu achiziția, ei trebuie să facă să îndeplinească aceste proceduri și noi ne orientăm acum prin reformarea agenției să creăm un soi de certificare a persoanelor în domeniul achizițiilor publice, similar cu cel auditului intern, similar cu alte domenii în care trebuie să ai niște competențe minime pentru a demara o procedură de achiziție și aici... Sau monitoriza, ce s-a spus. Da, și aici un alt aspect este monitorizarea achizițiilor, de unde sunt cele mai multe scăpări, să creăm un soi de buletine, de explicații ca oamenii să cunoască, să știe unde sunt anumite slăbiciuni instituționale și respectiv să le depășească prin învățare, prin a asimila anumite, să spunem, aptitudini care sunt necesare pentru a face cele achiziții publice. Este o sumă destul de mare, între 23, dacă nu greșesc, că sunt jur de 15 miliarde de lei. Wow. Achiziții publice, sunt cheltuieli care se fac prin acesta, adică, și atunci, de modul cât de eficient se fac aceste achiziții, cât de transparent, depinde cum se utilizează banii publici în... cum se utilizează banii publici, în esență, în procedurile de achiziție. Noi suntem acum la Camera Americană de Comerț și eu țin minte că când vorbeam cu membrii Camerei, cei care interacționează cu autoritățile publice pe dimensiunea dată, eu întrebam ce vă deranjează cel mai tare din această procedură. Și în linii mari, procedura este descrisă, cel mai tare mă deranjează cele 30 de zile pe care trebuie să le aștepți, care sunt acordate pentru asta. Și eu de fiecare dată, cred eu că explicam corect asta, eu spuneam, păi ele sunt cele mai importante, deoarece permit concurență deschisă între cei care ar urma să-și prezinte ofertele pentru respectivele. Că dacă nu ar exista acestea, că prin ce trebuie nou termen așa de lung, poate ar trebui să fie un 15 zile, un 12 zile, un 10 zile. Și eu le explicam că în cazul dat nu se reușește ca toți cei potențial interesați să-și depună ofertele. E important ca în acest proces de achiziții să existe cel factor de concurență deschisă, să fie creat acest factor de concurență deschisă, cu siguranță cât mai mulți operatori economici participă, cu atât certitudinea că o să alegi pe cel mai bun și cel care de fapt reprezintă cea mai bună soluție din punct de vedere cost-eficiență, să fie ales. Foarte bine că ați menționat cost-eficiență și nu doar cost. Că știu foarte multe autorități publice, în special autorități publice care, cum a spus și dumneavoastră, nu neapărat au o cultură de achiziții foarte dezvoltată din cauza mărimii pe care o au, care merg curat pe elementul de cost. Și asta de obicei costă mai scump, că când vrei să iei ceva mai ieftin, de multe ori plătești de două ori. Francezii, adică nu am atâția bani să cumpăr lucruri ieftine, exact așa și aici. Și într-adevăr, sistemul informațional, din păcate, astăzi soluția doar cel mai mic cost și dacă vrei să aplici alte principii, cost, eficiență, poate o analiză mult mai amplă a calității produsului, nu există o soluție automatizată, din păcate, și atunci... Prin tort. Adică noi vorbim de sistemul informațional, azi ne dă soluția doar pentru cel mai mic cost, asta este și asta cel mai ușor. Și atunci, de multe ori, persoanele în lipsă de experiență, lipsă de cunoaștere, adică aplică acest mecanism pentru a nu crea anumite... potențiale probleme, să spunem așa. Sau riscuri care poate să derive, pentru că sunt domenii... destul de complex, atunci trebuie să înțelegi foarte bine domeniul, trebuie să stabilești criteriile foarte bine și când desemnezi un operator cost, eficiență sau atunci trebuie să ai argumentele și să le pui în caietul de sarcini. E mult mai complex acest lucru și noi prin educarea sau prin persoane care vor fi certificate vor înțelege mult mai bine acest proces și vor putea lua decizii argumentate. Pentru că acum e un soi de, în lipsă de cunoaștere, să aplică cele mai legere instrumente care de multe ori nu aduc acel rezultat. Da, nu-și ating scopul pentru care se face această achiziție. Dar vorbind despre aceste reguli generale, care foarte bine le-ați descris un pic mai devreme, ele sunt aplicabile absolut pentru toți, că se vorbește mult despre faptul că în anumite, de exemplu, aceleași întreprinderi de stat care fac parte tot în înțelegerea noastră din sistemul public, aplică aceste reguli care ce țin de achiziții publice sau cumva se țin mai mult de regulile libere ale pieței, cum a spus dumneavoastră,
noastră, mediul corporativ. Sau, din câte știm noi, apropierea de Uniunea Europeană vine și cu anumite reguli speciale în partea ce ține de achiziții, în special la resurse energetice, la alte, pe alte dimensiuni. Credeți că politica în domeniul achizițiilor publice tot este dusă de către Ministerul de Finanțe. Credeți că ceea ce urmează să se întâmple ar avea un impact care ar putea să fie mai mult în favoare sau în defavoare noastră pe dimensiunea de aceste derogări de la regula generală? Noi am transpus o bună parte din IQ comunitar ține de achiziții publice, vorbim directiva 24, dacă nu mă greșesc, ține de achizițiile publice, doar că la noi încă în lege sunt o serie de exceptări de la procedura clasică de achiziții. IQ comunitar și toți spun că noi trebuie să renunțăm la acele excepții de la regulă, mai degrabă să mergem pe o regulă generală. Și dacă vorbim de realitatea acum la noi, Republica Moldova, ce ține de achizițiile publice, de fapt, trebuie să fie operator economic sau entitate contractantă și legea dă clar ce înseamnă entitate contractantă. Dacă vorbim de cele, pentru că aici e dilema, pentru că dacă sunt instituții publice, sunt bani publici, ei sunt obligați să meargă clasic după procedura de achiziție, dar există acea întreprinderi municipale, de exemplu, în care legea ce spune? Dacă scopul de bază e obținerea persoanei activitate de antreprenoriat, atunci ei nu sunt obligați să treacă prin procedura clasă de achiziție. Dar, de exemplu, dacă lor, la un întreprinderi municipal, s-au delegat un serviciu fără, adică sunt finanțați direct din bugetul municipal și ei prestează acest serviciu în interes municipal, fără avea activitate de antreprenoriat clasic, atunci ei sunt obligați să... De fapt, să fim așa destul de explicit, dacă vorbim de banii care vin din buget, de orice nivel, că din bugetul de stat, bugetul asigurări sociale, bugetul local, atunci acești bani care sunt orientați spre contractarea anumitor servicii, ele trebuie să treacă acel proces de transparență. Dar dacă tu ai o activitate de antreprenoriat, să obții bani din prestări de servicii, din livrări de mărfuri, din activități antreprenoriale clasice, adică tu nu ești obligat. Chiar dacă fondatorul ți este, să spunem, statul sau acționar majoritar este statul. Și iată, aici este, să spunem, linia roșie în care trebuie să delimităm dacă întreprindere care este fondată de o instituție publică are scop de activitate de antreprenoriat, atunci el e acceptat. Dar dacă este delegat anumite servicii, atunci el trebuie să treacă prin procedura clasică. El e acceptat, dar nu înseamnă că nu ar putea să urmeze dacă își dorește. Adică asta e chestie. Dar noi am avut câteva exemple gen anumite autorități publice locale, chiar dacă au fondat anumite întreprinderi municipale, le-au impus prin reglementări interne să aplice aceleași proceduri clasice de achiziții pentru a fi mult mai transparenți. De acord. Iată aici, să spunem, mijlocul ăsta în care se delimitează cei care merg pe procedura clasică și cei care au activitate de antreprenoriat, când vorbim în domeniu, pentru că sunt și foarte multe companii mari din Republica Moldova care nu au obligație de, vorbim în domeniu privat, strict privat, fără a avea implicare, și ei tot își asigură un proces de achiziții transparent, cu publicări, cu a se asigura că cei care prestează servicii, care livrează anumite mărfuri, au acces și poate să negociez, creează o zonă de concurență deschisă, astfel încât prin concurență să asigură și cel mai bun preț și cea mai bună calitate și tot ce derivă din concurența clasică și veritabilă. Și atunci ați făcut referință la ceea că anterior ați activat în cadrul Curții de Conturi. Și de fapt am ajuns exact în momentul în care vreau să discutăm un picuț despre cei care de fapt asigură controlul că cheltuielile publice sunt realizate conform obiectivelor stabilite, hai să zicem așa. În afară de Curtea de Conturi, sau dacă puteți un pic să dezvoltați și despre Curtea de Conturi, ar mai fi și alte autorități care au această sarcină și trebuie să o asigure? Noi vorbim de două elemente. Controlul extern și auditul extern și controlul intern și auditul intern. Adică filozofia este pe cât de simplă, atât de complexă.
Cu siguranță noi trebuie să avem și un control intern managerial bine dezvoltat, astfel încât și sarcini, și costuri, și cheltuieli, tot ce se întâmplă într-o entitate să fie asigurat corectitudinea utilizării. Uh-huh. Trebuie să avem un audit intern bine dezvoltat și noi aici am muncit foarte mult, împreună și dumneavoastră când erați la minister, despre dimensionarea în cadrul instituțiilor a compartimentului de audit intern, astfel încât să realizăm acele misiuni de audit, să vedem că sarcinile care sunt stabilite, mecanismul cum se aplică anumite politici, se implementează la nivel de unitate, la un nivel de unitate, vorbim de instituție publică, și avem acel control extern și audit extern. În Republica Moldova audit extern efectuează Curtea de Conturi și controlul extern este inspecția financiară mai nouă care a fost reformată. Avem inspectoratul financiar și iată aici la fel să schimb un pic paradigma. Dacă vorbim de Curtea de Conturi, nu mi-e străină pentru că am activat acolo foarte mult timp și înțeleg foarte bine acest proces. Are rolul de audita toate fondurile publice și nu doar în ceea ce privește prin prisma auditului. Și vorbim de inspectoratul financiar care se asigură că utilizarea sau cheltuirile banilor publice este efectuată conform normei legale și cadrul legal, pe când una foarte tehnică, adică vorbim de mergi la entitate, la instituție publică și vezi cap cu coadă un proces de utilizarea banului public, noi vorbim de auditul extern, vorbim de eșantionare, vorbim de sectoare, vorbim de certificarea rapoartelor publice. Un exemplu, noi acum suntem în proces amplu, vorbim de bugetul de stare care trebuie să fie auditat și atunci, prin obținerea acelui, să-i spunem, raport de audit, certificăm că rapoartele au imagine fidelă și corectă sau n-au imagine fidelă și corectă. Și vorbim și de toate ministerele care au auditul extern. Și iată, aici trebuie să existe acea, zic eu, oricum o să ajungă aceea, pentru că înțeleg foarte bine auditul intern, auditul public extern. Trebuie să existe un fir roșu care leagă aceste două, să-i spunem, subdiviziuni care, chiar dacă nu că sunt pe parte diferite a baricadei, dar unul este extern, unul este în cadrul entității, să realizeze, adică de fapt prin riscuri care le depistează auditul extern, să materializeze misiuni de audit intern în cazul în care să minimizăm acele riscuri și invers, când în auditul intern sunt anumite riscuri și sunt într-o entitate specifică și există probabilitatea că acest risc se manifeste la nivel de sistem sau pe orizontal, atunci auditul public extern îl preia și îl dimensionează pe toate entitățile, astfel încât eu cred că în modul ideal auditul public extern și auditul intern trebuie să existe o conlucrare, cum să spunem, cu win-win, adică reciprocă avantajoasă, efectiv controlul intern și controlul extern pe care realizează inspecția financiară, la fel inspectoratul financiar, trebuie să, la fel să existe această legătură și respectiv prin acest proces sănătoasă, noi avem doar un singur scop, să optimizăm, să cheltuim eficient, să cheltuim corect și de fapt să avem. Și noi întotdeauna vorbim doar de cheltuielile publice, dar nu trebuie să uităm că aici vorbim și de veniturile publice, care este un element la fel de important în tot procesul de finanțe publice. Și eu spuneam că noi, fiind la curte, eram instituția care vedeam cum se colectează banii și dacă acești bani care sunt colectați, sunt colectați în volum de plin și reșind din rigorile care sunt stabilite în cadrul legal și, pe de altă parte, verificam dacă s-au colectat, pentru că sunt instituții care răspund nemijlocit de acest domeniu, dar și cheltuielile, adică, de fapt, facem legătură dintre veniturile publice și cheltuielile publice. Deci, cumva, Curtea de Conturi, în cazul dat, confirma că bugetul a fost executat corect. Da, exact. Și a reflectat de plin da, tot. Trebuie să spunem că reșind din cadrul de raportare aplicabil, informația care este prezentată în rapoartele prezintă o imagine fidelă și corectă, dacă prezintă, în funcție de opinia pe care o exprima, cu rezervă, fără rezervă, contrară sau, dar spre bucuria mea, Ministerul de Finanță, dacă vorbim de raportul consolidat Ministerul de Finanță și bugetul de stat,
întotdeauna au fost calificați cu cea mai bună opinie, că opinie fără rezervă. Au fost câteva perioade inițial când noi toți ne învățam și erau acele rezerve pe anumite, să spunem, conturi, pe anumite poziții de cheltuieli, dar ulterior ele s-au... Dar trebuie să înțelegem și cadrul de raportare pentru buget atât de diferit, vorbim de raportarea de casă. Încă raportarea de casă, noi în ce trebuie să ne asimilăm și să mergem spre IPSAS-uri, chiar dacă nu transpune 100%. Asta e sistem de raportare în bază de angajamente, doar să fie clar. Da. Și vorbim nu doar de transpune 100% IPSAS, pentru că noi am avut și experiența țărilor care sunt membri a UE, acum vorbim țările balci, care e o experiență similară, în care noi trebuie să trecem pas cu pas prin raportare pe angajamente cu transpunerea anumitor standarde din IPSAS, total sau parțial, pentru a avea acea informație fidel corectă a tuturor conturilor publice în ceea ce privește și patrimoniu, și angajamentele, și patrimoniu, și datoriile, și creanțele, și soldurile în mijloace, dar raportarea de casă un pic mai general și vine mai degrabă cât a fost planificat, cât s-a cheltuit, dar aici trebuie să muncim și avem foarte mult încă de lucrat. Și aici noi am ajuns unde noi putem să găsim toată această informație, datorii, conturi. Oricum noi publicăm, hai să spunem, dacă vorbim de chiar, pentru că e un domeniu foarte mult discutat și ține datoria de stat, deficit. Noi avem rapoarte practic lunare și ține de evoluția datoriei de stat, de cum ne împrumutăm, care sunt costurile. Aici chiar suntem transparenți, știm să fim transparenți, pentru că e important ca și societatea să înțeleagă. Și voi fiind specialist în domeniu, înțelegi foarte bine când spune că datoria de stat a crescut și noi suntem în colaps. Noi toți suntem recunoscuți, știm că totul relativ. Totul relativ. Da. Și când compari ponderea în PIB a datoriei de stat a Republicii Moldova și a Italiei, de exemplu, e clar că sunt economii diferite, dar noi avem 30% iau 100%. Sunt țări care au 120% datoria de stat în PIB. E clar că noi nu ne putem permite ca să avem această creștere. Nici nu tindem spre asta. Nici nu tindem spre asta. Da. Noi avem o abordare foarte, să-i spunem... conservatoare. Să nu spun conservatoare, rațională, hai să-i spunem așa, în sensul în care ne dorim să avem un buget sustenabil și chiar buget pe anul ăsta, eu spun cu așa, cu o satisfacție că din tot ce a fost și, pentru că noi trăim într-o realitate, noi nu trebuie să facem excepții, nu trăim în vacuum și la noi ar trebui să fie toate principiile economice respectate, dar din ceea ce noi am avut, zic eu că împreună cu colegii la Minister am reușit să creăm să propunem spre aprobare un buget sustenabil și la elementele de venituri și la elementele de cheltuieli, să nu supraapreciem venituri, pentru că întotdeauna există tendința asta, să-i spunem, a tuturor de a supraestima veniturile și a subestima cheltuielile. Și atunci, supraestimând venituri, subestimând cheltuielile, ajungi la un moment dat să ai un deficit de casă foarte mare și nu poți să realizezi acel buget pe care ți l-ai planificat. Să spun că pentru primele două luni de zile, elementul de venituri, noi avem îndeplinirea peste plan, comparativ cu anul trecut, avem acea creștere pe care noi ne-am propus-o și vorbim la toate componentele bugetului public național, vorbim și de bugetul de stat, bugetul asigurării sociale, fondul obligatoriu de asistență medicală și, respectiv, și bugetul local. Și asta îți dă o doză de credibilitate în sensul în care tu nu e exagerat cu veniturile, ai un buget sustenabil, îți realizezi și obligații și țin de cheltuieli în regim normal, nu ai acele întârzieri de plăți, nu, pentru că salariile la noi este prioritate clară, dar vorbim și de celelalte cheltuieli, trebuie să ai executarea lor, astfel încât să nu creezi o perturbare în sistem, pentru că întârzierea anumitor plăți, pentru că am avut și asemenea probleme, pentru că noi avem și să spunem, finanțări care sunt nu doar de piața internă, piața externă și atunci sunt anumite perturbări în finanțare și există acel neachitând, de fapt nu creezi lanțul valoric și oamenii, adică nu sunt făcute acele cheltuieli care contribuie la creșterea economică și ne-am propus pentru toamna 2023 când am realizat să finanțăm toate acele cheltuieli publice care
erau instrumente, auditând bugetul de stat, am văzut în diverse perioade că pentru a intra în spațiu de deficit, nu finanțează anumite cheltuieli, pentru că avem executarea de casă. Și atunci, ne finanțează anumite cheltuieli, creez, nu se achită salariile ulterior, nu se fac anumite cheltuieli ulterioare, de fapt, nu merge circuitul economic. Și iată aici, împreună cu colegii la Minister, încercăm să avem acea, și dumneavoastră cunoaște foarte bine, acea prognoză de lichiditate, astfel încât să avem acoperire pe termen scurt și pe termen mediu. Așa, dacă ar fi să revin un picuț la ceea ce a întrebat Iurie un pic mai devreme, ar fi că dacă vrem să aflăm mai multe informații despre felul cum se execută cheltuielile, cum se utilizează cheltuielile, putem să utilizăm, de exemplu, pagina Ministerului de Finanțe. Sau, de exemplu, să mergem deja pe paginile autorităților specifice, dacă vrem să aflăm cumva mai îngust asta. Mulțumesc mult, domnul ministru, pentru că ați găsit timp în agenda dumneavoastră. Și ne-ați povestit nouă și ascultătorilor noștri despre ce înseamnă cheltuielile, pentru ce se cheltuie. Noi deja mai bine am înțeles salarizarea, că ea este unică, care e diferența dintre bugetar și funcționari publici. Am înțeles că toate achiziții, toate procurări se face prin achiziții publice și sunt pe deplin transparente pe pagina mtender.gov.md. Cel puțin tinem să fie pe deplin transparent. Da. Deci cu achiziția de valoare mică, cred că tot se finalizează acest proces. Toată informația adițională noi putem toți găsi pe paginile Ministerului Finanțelor. Toate link-urile care au fost menționate astăzi, toate legile vor fi publicate în descrierea acestui video. Da. De fapt, tot aici eu vreau să zic că în cazul în care cei care ne privesc vor considera că informația pe care au primit-o astăzi este una utilă, ar putea să facă, să dea like, să dea share la acest podcast pentru ca cât mai multă lume să afle informația despre care am discutat noi astăzi și eu tot subscriu la ce a spus Iurie. Vă mulțumesc foarte mult pentru deschidere și pentru această discuție interesantă care a turnat mai multă lumină peste multe din aspectele complicate, inclusiv pentru cei care sunt din domeniul financiar, complicate de a fi înțelese și asimilate. Cu siguranță vreau să vă mulțumesc pentru invitație. Voi faceți un lucru extrem de important în sensul în care reușiți să puneți într-o altă perspectivă tot ce ține de acest domeniu destul de complicat și pentru mine este mult extrem de complicat, pentru că sunt procese care trebuie înțelese, trebuie analizate și trebuie să le simți până la urmă. Și vreau să mulțumesc pentru că voi transmiteți prin anumite abordări diferite, pentru că noi suntem un pic noi. Ministerul este un pic mai rigid, mai tehnic și de multe ori nu este înțeles. Și prin aceste, să spunem, platforme, noi ajungem să explicăm mult mai simplu anumite procese, zic eu, destul de complicate. Vreau să felicit contabile pentru că 4 aprilie, de fapt, este o zi care este marcată Republica Moldova contabilor și auditorilor. De multe ori spuneam că eu fiind de specialitate contabil, terminând facultatea de finanțe și activând în audit, mă regăsam în tot spectrul ăsta, că avem ziua economiei, ziua finanțistului, dar cu siguranță și contabil și auditorul merită să aibă o zi profesională în care sunt apreciați pentru munca care o fac de multe ori, ea nu se vede. Pentru că e o chestie, pentru că cât mi-a ordonat procesul, cu atât contabil mai puțin se vede, pentru că mai puțin întrebări și lucrurile sunt extrem de clare. Vreau să le mulțumesc pentru că prin ei, de fapt, noi avem o relație foarte bună cu mediul de afaceri, în sensul în care noi, prin toate modificările în politica fiscală, în politica vamală, ei sunt primii pionieri care asimilează aceste modificări, și el explică pe înțelesul managementului astfel că să ajungă și fac o muncă titanică cu un grad foarte mare de responsabilitate, cu un grad foarte mare de risc până la urmă, pentru că noi vorbim și de, din păcate, aceste modificări tindem să fie din ce în ce mai puțin frecvente în toți ține de legislația fiscală și vamală, dar cu siguranță sunt cei care sunt un pilon pe care se bazează mediul de afaceri. Pentru asta vreau să le mulțumesc și vă vreau să vă mulțumesc și sperăm să avem în continuare o colaborare eficientă, reciproc avantajoasă și să fim utili în perspectiva în care noi, ca Minister de Finanță, ținem să fim cât mai aproape și de mediul de afaceri și de colegii noștri din ministerie, să fim înțeleși astfel să avem, de fapt, acel rezultat care noi toți ne-l dorim,
unul bun și unul pe măsura așteptărilor cetățenilor. Absolut de acord. Noi cu Iurie subscriem la ce a spus dumneavoastră și mulțumesc mult că ne-ați ridicat mingea la fileu, că de fapt următorul episod al podcastului vom discuta exact despre politica fiscală și vamală sau de unde statul în mare parte și ia banii pentru a acoperi aceste cheltuieli despre care ați spus dumneavoastră. Foarte interesant domeniu, așa că vă doresc succes și cu mare drag o să venim ori de câte ori o să ne chemați să discutăm aceste domenii foarte frumoase și importante pentru țară. Mulțumim foarte mult! Și eu vă mulțumesc! Mulțumim mult!